Bună seara, bine ne-am regăsit. O să discutăm în această seară despre cazul pe care l-ați văzut deja și la buletinul de știri România TV și în toată media locală. Un primar care a fost reținut pentru acte, pentru fapte de corupție. Pe lângă asta mai avem și un lider de partid căruia i s-a interzis să vorbească. A fost redus la tăcere de un fost om politic, un fost om politic activ încă. Este un nonsens, dar o să vedem și despre ce-i vorba în această ecuație. Este vorba despre domnul Ionel Manțo, ca să fie lucrurile lămurite de pe acum. Îi salut pe invitații la raportul zilei în această seară, domnul Dragoș Păsărin, consilier județean din partea USL, și domnul Gheorghe Pecingină, consilier municipal din partea PPDD. Bună. Alături de mine este și colegul meu, Nicu Covaci, și jurnalist la România TV. Colegii mei din regie vorbesc foarte tare, nu mă pot concentra. Îi rog să vorbească puțin mai încet în cască. Spuneam că astăzi am văzut un primar, nu este singurul din județul Gorj, care a ajuns după gratii. Vom vedea cât va sta acolo pentru luare de mită, abuz în serviciu. Îi rog pe colegii mei dacă au pregătit materialul pentru a vedea care sunt acuzațiile ce-i sunt aduse de către procurori, ce spune dumnealui despre ceea ce i s-a întâmplat astăzi, și vom reveni cu discuția aici în studio. Edilul Comunei Gorjene Peștișani, Florin Pavel, n-a dat semne de îngrijorare la primele ore ale dimineții. A declarat liniștit că nici nu știe de ce l-au chemat procurorii. Nu știți acuzațiile care vi se aduc? Acum o să îmi prezinte domn procuror. E prima vizită? După 5 ore de audieri, primarul Florin Pavel nu a știut exact pentru ce a fost reținut. Domnule primar, de ce v-au reținut? Hai. Întrebați pe domn procuror. Ce v-au spus? De ce vă acuză? Vorbim mâine. Vă acuză că ați luat mită? Nu. Sunteți nevinovat? Da. De ce a durat atâta audierea? A durat mult. Dar ce v-au spus? Care e acuzația? Abuz în serviciu. Unde? Ce s-a întâmplat? Vorbim. Are legătură cu domnul Dan Floarea? Are legătură cu mai multe. Și cu domnul Habitu? Și cu domnul Habitu, și da. Cu stadionul de la Peștișani? Și cu stadionul, da. Procurorii au declarat doar că este vorba despre 4 infracțiuni. Procurorul a dispus reținerea pentru 24 de ore a învinuitului Pavel Ion Florin, primar al comunei Peștișani, cercetat pentru comiterea unor infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecințe deosebit de grave, neglijență în serviciu și luare de mită. Ilegalitățile au ieșit la iveală după arestarea controversatului afacerist Doru Șerban, zis Habitu, în favoarea firmei căruia primarul a acceptat un contract de cesiune de creanțe. Asta în contul unor datorii pe care firma unui alt afacerist, Dan Floarea, care executa lucrări de construcție a unui campus, le avea. Floarea obținuse un contract de 148 de miliarde de lei vechi în 2008, însă deși ar fi trebuit să finalizeze campusul în 2 ani, nici acum, după 4 ani, lucrarea nu a fost terminată. Cu toate că spațiul arată ca după un bombardament, primarul Florin Pavel a acceptat la plată situații de lucrări în sumă de 78 de miliarde. Edilul a semnat și un contract de cesiune de creanțe între firmele celor doi afaceriști, prin care accepta să vireze o diferență de 600 de mii de lei în contul lui Habitu. O altă ilegalitate făcută de edilul Pavel are legătură cu un contract de care a beneficiat șeful său de partid, Dian Popescu. Firma acestuia a obținut lucrările pentru amenajarea unui stadion în comuna Peștișani în valoare de 525 de mii de lei. La un an, când lucrarea trebuia să fie dată în folosință, firma Maserati SRL, la care acționar și administrator era la vremea respectivă liderul PNL Gorj Dian Popescu, primea o sumă de bani, deși nu făcuse nimic. Primarul din Peștișani a semnat acte prin care lua în custodie materiale de construcție care nu puteau fi păstrate, precum betonul. Da, am văzut, domnul Pavel nu știe concret pentru ce anume a fost reținut, însă știe că a făcut unele, a semnat unele acte care nu erau tocmai în regulă. Curtea de Conturi a sesizat în urmă cu ceva timp ilegalități acolo. Iată că de această dată au intrat pe fir și oamenii legii care au confirmat cele constatate de inspectori. Ei bine, a ajuns în arest pentru
pentru 24 de ore deocamdată. Vom vedea mâine, pentru că urmează noi audieri, urmează să fie chemate la parchetul județean și persoanele cu care domnul primar a semnat respectivele acte. Am văzut că a semnat ca primarul edilul din Peștișani, a semnat un act prin care a intervenit într-o reglare de conturi între doi afaceriști din Târgu Jiu. Unul dintre ei se află deja în arest pentru cămătărie, pentru șantaj. A împrumutat niște bani, după care a încercat să șantajeze persoanele cărora le împrumutase diferite sume de bani pentru a-i restitui banii cu dobânzile aferente. Asta susțin procurorii. Ce vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Păsărin? Este unul din primarii PNL-ului, unul dintre primarii USL-ului. Nu este singurul din județ, spuneam, au mai ajuns și alții după Grati. Dar iată, se întâmplă la foarte scurt timp de la alegeri. Credeți dumneavoastră că asta este de obicei placa pe care o auzim de la politicieni? Credeți că este o lucrătură politică sau într-adevăr este o consecință a unor fapte pe care domnul primar le-a făcut în mandatul trecut? Pentru că faptele sunt de prin 2008-2009. Da, dați-mi voie să vă spun că mă simt într-o situație puțin jenantă să discut despre colegul meu, când eu la dumneavoastră în studio am aflat de acest eveniment neplăcut pentru dânsul. Dacă ați fi urmărit presa ultimelor luni, ați fi descoperit ceea ce se întâmplă acolo. Că are probleme cu justiția, că este într-o cercetare. N-am fost foarte curios să intru în amănuntele acestui caz. În sfârșit, eu înțeleg că nici dânsul nu știe exact pentru ce a fost reținut 24 de ore, cu atât mai puțin n-am cum să știu eu să vă dau detalii, să vă lămuresc în această privință. Dacă vă totuși spunem noi ce au spus procurorii. Ați și auzit purtătorul de cuvânt? Procurorii, dacă luare de mită, abuz în serviciu, cam astea au fost infracțiunile de care este acuzat. Dacă situația stă așa cum este prezentată, s-ar putea să fie chiar așa, cred că domnul primar a dat dovadă de o naivitate exagerată în a plăti niște lucrări care nu s-au executat și de aceea probabil că va răspunde și rigorilor legii, ceea ce este ok. Până la urmă, asta ne dorim cu toții să fie... Este ok ce anume? Că le-a făcut sau este ok să răspundă? Nu, este ok că justiția își face datoria. Acolo unde se întâmplă astfel de greșeli, cu intenție sau fără, nu avem de unde să știi treaba asta. Asta ți-e, să ajungi să dai socoteală în fața justiției. Referitor la faptul că a plătit niște lucrări în avans, fără să fie executate, vedeți dumneavoastră, la început orice lucrare poate beneficia de un avans de începerea lucrării. Nu știu în ce condiții s-a făcut în speța respectivă. Dar asta rămâne să o lămurească chiar domnul primar împreună cu... Ceea ce a ridicat semne de întrebare oamenilor legii a fost un act pe care domnul primar l-a semnat, pe care practic și l-a însușit prin semnare și parafare, un contract de cesiune de creanțe prin care primăria se obliga să achite datoria pe care o avea către firma unui afacerist din Târgu Jiu, a domnului Dan Radu Floarea, care și efectua niște lucrări acolo pe care nu le-a terminat, am văzut. Acestea sunt imagini din campusul ce trebuia să fie gata de vreo 2 ani. S-au și degradat acele lucrări. S-au și degradat cele efectuate. Partea de lucrări efectuată s-a degradat între timp. Ei bine, a obligat primăria să achite o diferență de sumă, nu firmei care efectuase sau urma a efectua lucrările, ci unui partener de afaceri al respectivului om ca de afaceri care obținuse lucrarea. Domnului Habitu, că așa este cunoscut de toată lumea aici în Târgu Jiu, da, avea de recuperat, spuneau cei doi, niște bani de la Dan Floarea, iar primarul a obligat primăria, pentru că a semnat în numele primăriei, să achite către cealaltă persoană suma de bani. Cesiune de creanțe. Cesiune de creanțe, în mod normal se întâmplă aceste lucruri. Acum depinde cum a fost semnat și unde a semnat primarul.
Înțelegeți? Pentru că aceste, din câte am înțeles eu și în locul contabil, din câte am înțeles eu acest caz, deși deontologia profesională nu îmi permite să vorbesc și atâta timp cât beneficiază și cred că beneficiază de prezumția de nevinovăție până se va pronunța o hotărâre judecătorească, orice cetățean trebuie să beneficieze de hotărâre. Dar noi știm că reținerea, o astfel de măsură de privare de libertate, se ia în anumite condiții, atunci când există niște indicii clare. Să vă contrazic, din nefericire în România foarte multe se întâmplă, din nefericire spun, procurorii preferă să uzeze de această reținere și au fost suficiente cazurile când au fost reținuți 24 de ore și după aceea puși în libertate. Sau chiar 29 de zile li s-a dat măsura preventivă și după aceea au fost puși în libertate. Deci, încă o dată, cesiunea de creanță este legal. Acum depinde cum s-a făcut și dacă au fost respectate aceste contracte de cesiune de creanță. Din câte știu eu, se pare că trebuia să semneze acea cesiune de creanță și contabilul primăriei, iar acesta n-ar fi semnat și ar fi pus în executare acel contract. Din câte știu eu, asta e gura târgului, ca să zic așa, cu privire la acest caz. Fără semnătura contabilului și fără o hotărâre a Consiliului Local, pentru că nu putea primarul să ia o hotărâre dar de capul lui de cesiune, pe banii creanță, publici. Există și se nu pot să nimeni poate știe mai bine. Și e o procedură obișnuită între oamenii de afaceri, pentru că apar între aceste oamenii blocaje. De afaceri, dar nu între instituțiile publice care folosesc bani publici, bani personali, deci, bani din afaceri personale. Dacă nu au fost respectate acele condiții, s-a greșit, dar dacă erau respectate acele condiții, practic, cesiunea de creanță era legală. Asta numai instanța poate hotărâi. Poate stabili, sigur, da, sigur. Încrengătura nu este chiar atât de simplă. Eu v-am prezentat planul simplu. Sunt convins simplu. Și noi cu atât mai puțin nu cunoaștem. Primăria trebuia să achite acea diferență de sumă firmei soției domnului om de afaceri care executa lucrarea, care firma soției urma apoi să achite omului de afaceri fost prieten de familie. Da, și eu vă spun că dacă erau respectați pașii legali, era totul ok. Acum rămâne, așa cum a spus și domnul Păsănii, să vedem dacă instanța va stabili că au fost respectate regulile sau nu. Dar nu era mai simplu ca primăria să achite celui care efectua lucrarea, suma, și el, știind că are datorii, să dea mai departe banii? Vedeți, aici se pare că a intervenit și insolvența societății care urma să primească bani. Din câte știu eu, încă o dată, nu cunosc cazul. Și probabil asta a și determinat. Și acest lucru probabil a ridicat suspiciuni anchetatorilor care au luat în cele din urmă măsura reținerii. O să fie elucidat și acest caz, dar încă o dată ar fi bine să... Eu unul nu o să mai discut despre el, pentru că beneficiază de prezumția de nevinovăție și deontologia sigur, profesională nu-mi permite să-mi dau cu părerea la acest caz. Eu ce nu înțeleg este dacă plata s-a efectuat sau nu până la urmă. Au fost niște bani la mijloc sau numai niște documente semnate? Asta numai domnul primar vă pentru poate că spune. Eu am știință că n-a avut bani domnul primar. Primăria n-a fost alimentată financiar. Pentru că era printr-un program anume stabilit, din câte știu eu, era, și dau banii să vină. Da, sigur, deci, pe ordonanța 7. Da. Și eu știu că n-a avut acolo, bani. Acolo totul a fost la... oamenii legii au invocat și o luare de mită. O să vedem mai multe elemente, pentru că nu avem decât foarte, foarte puține informații. Au fost foarte zgârciți procurorii astăzi în a da informații mass media. Nicu, tu crezi că este primarul un naiv, așa cum se exprima domnul Păsărin? Sau, într-adevăr, a știut ce face în momentul în care a semnat acele acte, pentru că era la câțiva ani de mandat povestea respectivă, nu era în administrație de un an, doi, avea în administrația locală angajați și specialiști, trebuia să se gândească de două ori înainte de a semna, contabilul primăriei a refuzat să-și asume respectivul act pe care primarul l-a semnat. Repet, este problema un naiv? Problema sau este mai complicată decât pare la prima vedere. Știi că noi am urmărit cazul și în urmă cu mai bine de o lună și jumătate în urmă. Când am mers personal, nu am fost... mi s-a îngăduit să primim informații sub nicio formă de acolo. Domnul primar se spune că era pe teren, cum ne-a spus, o angajată de a primării e pe teren pentru a rezolva treburile comunității, iarăși noi am putut vedea foarte clar că lucrările au fost de-abia începute, unele erau la stadiu, la primul stadiu de execuție și conform documentelor care în postul sacramentat au fost virate
peste jumătate din fondurile pentru care se contractaseră lucrurile respective și campusul școlar, care e într-o stare destul de delicată, să spunem așa, a început să deterioreze, și blocul de garsoniere avea început, și terenul de sport, pe care a fost doar îngrădit pe o parte, iarăși de bituminare n-ar fi fost vorba. Sunt voci care ar fi spus și încă susțin că ar fi fost totul efectuat la o comandă politică, pentru că, după cum ai spus și tu, acolo a fost implicată până la un moment dat și o firmă a unui lider din actualul USL, firmă în care era acționar majoritar liderul PNL Gorj. Domnul primar se pare că și-a asumat cele pe care le-a făcut, pentru că ați văzut că a recunoscut și în momentul în care era urcat în mașină și dus spre arestul poliției, a recunoscut mare parte din acuze care i s-au adus, adică și le-a asumat, să zicem așa. Iarăși problema care se pune este de ce, dacă primăria n-a avut fonduri, de ce a mai contractat lucrările acelea? E o întrebare de bun simț. Oare nu cumva e o schemă clasică asta cu achitării din firmă în firmă, a cesionării datoriilor? E o schemă clasică, să nu spunem pretențios, de pierdere a urmei fondurilor, ca să nu spunem în altfel, pentru că nu ne permitem deocamdată cu datele pe care le deținem, cu informațiile pe care le avem. Iarăși, la prima Peșteni, nu cred că astăzi a căzut bomba, pentru că știm că în două rânduri a fost poliția economică acolo și a cercetat niște distribuiri de fonduri. Din câte... Însă, de fiecare dată primarul a spus că este vorba de cu totul altceva, da, nu a recunoscut că respectivele cercetări ar fi avut vreo legătură cu lucrările pe care le derula în localitate, spunea, ci a spus că e vorba de niște sume care s-au acordat persoanelor și, cu probleme, da, financiare. De fapt, se pare, din câte am avut noi informații la momentul respectiv și au fost în mare măsură confirmate, se pare că însuși contabilul instituției ar fi cerut aceste verificări care au adus acolo în două rânduri poliția economică. Acum legea trebuie să-și spună cuvântul, să vedem această suveică a împărțirii și a achitării de datorii, a împărțirii de bani, a contractării de lucrări, să vedem unde a început și unde s-a terminat. Așteptăm ca justiția să-și spună cuvântul și organele de cercetare să facă lumină în acest caz. Da, vom vedea ce se va întâmpla. Spuneam, mâine sunt anunțate noi audieri, vor fi prezenți la sediul parchetului și oamenii de afaceri exact cu care s-au parafat respectivele contracte, pentru că nu e vorba doar de un act. Vom vedea cine va merge pe acolo, vom vedea cine va da cu subsemnatul și dacă măsura reținerii se va transforma într-o măsură a arestării preventive pentru o anumită perioadă. Tot astăzi am văzut că un lider de partid a fost redus la tăcere. Cum s-a întâmplat acest lucru? Cel cu care în perioada campaniei electorale ar fi făcut o strategie care i-a dus partidul în sondaje undeva foarte sus, este vorba de Partidul Poporului Dan Diaconescu, i-ar fi interzis să mai vorbească public despre el. Este vorba de domnul Ionel Manțog. Dumnealui ar fi vrut să se transforme într-un tabu pentru liderii de la PPDD. Deci toate acestea ne spun colegii noștri de la Știri, care astăzi au și făcut un material pe acest subiect. După autosuspendarea din PDL, Ionel Manțog a trecut, după cum singur recunoaște, în postura de sfătuitor al mai multor partide mici. Nu cred că este vreun secret că anterior campaniei electorale am avut discuții despre organizarea campaniei și cu UNPR-ul,
Am avut discuții și cu PPDD-ul, am avut discuții și cu PDL-ul. În mass media au apărut informații conform cărora între Ionel Manțog și liderii PPDD au avut loc primele conflicte. Voci din interiorul organizației gorjene a PPDD, citate de Gorj Domino, spun că ar fi apărut unele neînțelegeri după ce anumite persoane aduse în partid de fostul PD-list nu ar fi primit locuri eligibile pe listele electorale. Mihai Prunariu neagă însă conflictele cu Manțog. Nu numai cu domnul Manțog, am discutat cu foarte multă lume vis-a-vis și de alegeri, de scor pe care l-am luat, chestii de genul ăsta discutăm, eu discut cu foarte multă lume. Dar aspect legat de lista de consilieri, spuneți că nu. Deci, încă o dată, este o bârfă, un zvon și nu vreau să comentez aceste lucruri. Ionel Manțog a declarat însă în emisiunea Raportul Zilei de la România TV că i-a interzis lui Prunariu să se raporteze public la el. Am avut această discuție de dimineață cu Prunariu vis-a-vis de interviu pe care dumneavoastră l-a spus și l-am rugat să facă din nou același lucru, pentru că, așa cum știți, eu n-am vorbit niciodată de Prunariu, că i-am dat, că mi-a dat, că nu știu ce, și îl rog și public pe această cale, când va fi întrebat de aici înainte despre Manțog, să spună tuturor, să-i îndrume, să mă întrebe pe mine, pentru că așa cum noi vedeți, eu nu am niciun fel de secret față de opinia publică în ceea ce privește activitatea politică. Aportul lui Ionel Manțog la campania electorală a PPDD a fost recunoscut atât de fostul lider PD-list, cât și de către șefii PPDD. Da. Domnul Prunariu spune că sunt doar zvonuri cele apărute în presă, că ar fi ceva, eu știu, probleme acolo în Partidul Poporului Dan Diaconescu. Știm că s-a întâmplat și la alte formațiuni politice ca anumite persoane trecute în primele locuri ale unei liste să fie schimbate. Spun jurnaliștii de la Gorj Domino, citând anumite surse de la dumneavoastră din partid, domnule Pecingină, că această discuție ar fi iscat și scandalul între domnul Prunariu sau domnul Prunariu dumneavoastră și domnul Manțog. Sunteți în ecuație sau nu? Mă face să zâmbesc. Tot de fapt o materială. Ne bucurăm că vă da, bine pentru că aici am văzut și eram chiar curios, n-am văzut aceste declarații, că domnul Manțog a interzis domnului Prunariu și mă gândeam ce relație poate să fie de subordonare între domnul Prunariu și domnul Manțog. Vreau să lămuresc un aspect. Și asta în principal pentru că au apărut foarte multe zvonuri și de obicei cine se scuză se acuză și de aceea noi n-am ieșit în presă să lămurim aceste aspecte până acum. O să spun un lucru. Președintele Partidului Poporului Dan Diaconescu, la Gorj, este Mihai Prunariu. Punct. Eu nu cunosc altă conducere. Dar același lider al PPDD da. Gorj, Mihai Prunariu, exact. A recunoscut că în campania electorală, într-adevăr, a acceptat sfaturi de la mai multe personalități politice ale județului inclusiv Gorj. Inclusiv de la domnul Ionel Manțog. La rândul lui, Ionel Manțog, a spus că a acordat sfaturi și celor de la PDL sfaturi. Și de PPDD și noi de la știm UNPR. Că la PDL sfaturile dumnealui nu prea au ajuns. I-au cam aveți fost informații greșite. Ușile. Aveți informații greșite. Sfaturile liderii, dumnealui au și ajuns. Liderii PDL nu știu dacă păi haideți să vă dau un exemplu. Haideți să vă dau un exemplu. Cred că chiar la dumneavoastră în emisiune, unii lideri ai PDL vorbeau despre faptul că nu vor face alianțe politice cu PPDD. Întrebat de către președintele Partidului Poporului Dan Diaconescu, deci de domnul Prunariu, domnul Roșeț a infirmat aceste aspecte și era chiar semina cum pot să spun asemenea lucruri. Da, dar din... Deci, încă o dată. Din păcate, din păcate există o informație mai proaspătă și anume că domnul Roșeț a recunoscut că s-a discutat, chiar avem noi materialul, eu personal l-am făcut, s-a discutat, au fost niște strategii puse în discuție, da. Însă domnul Roșeț a afirmat că aceste strategii n-au fost puse decât în parte în aplicare pentru că domnia sa nu discută cu domnul Ionel Manțog decât dacă va depăși nu știu când aveți situația de informații de când discută Ionel Manțog în numele Partidului dacă va Poporului. Depăși situația de este condiția pusă de liderul PDL de pentru de a simplu hai să vă dau o informație mai proaspătă să preia funcția de președinte al PDL al PPDD sau al oricărei deci, alte dată, vă formațiuni. Repet, președintele Partidului Poporului Dan Diaconescu la Gorj este Mihai Prunariu la Târgu Jiu Gheorghe Pecingin.
Ionel Manțoc este membru autosuspendat, cum știți, al Partidului Democrat Liberal. Poate lor le e frică că acum, după noile busculade care sunt în partid, sau mă rog, unii chiar își doresc, dar domnul Ionel Manțoc să preia acel partid. De ce domnul Ionel Manțoc a interzis, interzis că l-ați auzit acolo și dumneavoastră, probabil nu știu ce discuție l-a rugat să nu mai vorbească, adică i-a interzis cu alte cuvinte să mai vorbească despre dumnealui, să se mai raporteze public la persoana Ionel Manțoc. Pentru că toată lumea, toate aceste campanii electorale, la fiecare emisiune la care mergeam, ne întreba care este legătura între noi și Ionel Manțoc. Toată lumea. Și trebuie să dai răspuns, nu? Așa e politicul, să răspunzi la întrebare. Și atunci am răspuns. Probabil s-a plictisit domnul Manțoc să tot audă răspunsurile domnului Prunariu. Asta este, nu știu, eu nu știu mai mult decât de atât. S-a plictisit și din cauza asta a luat măsura drastică. Nu știu ce măsură poate să ia Ionel Manțoc încă o dată. Deși încerca să duceți discuția într-o altă parte. Președintele Partidului Poporului, Dan Diaconescu, și vă spun acest lucru cu cea mai mare responsabilitate, este Mihai Prunariu. Ați da? Spus-o. Știm și noi că președintele și este ce, și cel care decide Prunariu. În partid noi aici la nivelul județului. Întrebați-i pe, și pe liderii PDL și pe liderii USR cu cine negociază. De ce i-a interzis domnul Manțoc să mai vorbească public de dumneavoastră? Una e să interzici și una e să rogi. Sau de ce credeți că domnul Manțoc... De ce l-a rugat atunci? De ce domnul Manțoc și-a asumat? Dacă mai mult, dacă vă deranjează cuvântul la interzice. Este o diferență foarte mare între a interzice și a ruga. Dar de ce domnul Manțoc și-a asumat? Fiind autosuspendat din partidul în care a fost unul dintre grei formațiunii respective. Și poate este. S-a autosuspendat. Deși și-a asumat public eu că a fost unul dintre sfătuitorii în debutul campaniei pentru formațiunea pe care o reprezenta și dumneavoastră. Domnul Covaci și doamna Ina, v-aș ruga să luați în considerare următorul aspect. Atât eu cât și Mihai Prunariu, nu avem o experiență politică vastă. Nu am trecut prin numeroase campanii politice. Și încă o dată aici o să-l citesc pe Mihai Prunariu. Noi am luat sfaturi de la toți care au fost dispuși să discute cu noi, inclusiv de la cei de la USL. Încă o dată, și în timpul campaniei electorale am purtat nenumărate discuții și am fost acuzat de blat cu Florin Cărciumaru, pentru că eu eram într-o primă campanie electorală. Deci, absolut cu toată lumea am discutat. Hai deci să nu e o problemă. Sfaturile domnului Ionel Manțoc au cântărit suficient pentru Partidul Poporului Dan Diaconescu, încât să îl ajute să, eu știu, ia câteva procente în plus. Să vă spun un lucru, ca să lămurești acest aspect. Vă rog. Rezultatul Partidului Poporului se datorează echipei care a lucrat. Dar echipa asta a lucrat după o strategie politică. O strategie politică stabilită de către conducerea partidului. Deci conducere formată din Mihai Prunariu, vicepreședinte Mihai Prunariu, al organizației județene, iar la municipiu, este președinte la municipiu, interimar da. La municipiu, împreună cu echipa de la municipiu mi-a stabilit strategia la municipiu. A fost diferită de cea de la județ, pentru că municipiul beneficiază de media și am stabilit o altfel de strategie pentru municipiu. Și nu v-a ajutat deloc domnul Ionel Manțoc la municipiu? Cu sfaturi. Cu sfaturi. V-a ajutat? Cu sfaturi. Au fost discuții, deci încă o dată. Au fost discuții cu toți liderii politici. Când intri, te anunci într-o asemenea bătălie și ești la prima ta bătălie, normal să întrebi pe toată lumea, voi, băiatule, ce se întâmplă, la ce mă pot aștepta, înainte de a intra în acea campanie electorală. Și recunosc publică și în timpul campaniei electorale am purtat discuții și cu domnul Cărciumaru pe anumite aspecte. Deci asta nu e un lucru rău. Nu știu cine vede lucru rău, să te consulți cu oameni mai în vârstă, oameni care au trecut prin anumite experiențe. V-ați consultat adversarii din politici PDL. În campania electorală? Am purtat discuții pe anumite aspecte. N-am spus că m-am consultat. Să te consulți, să întrebi eu una și să iei deciziile alta. Deciziile le-am luat eu cum am considerat că e mai bine. Iar la județ l-a luat Mihai Prunariu așa cum am considerat că e mai bine, desigur împreună cu echipa. Da. Domnule Păsărin, dumneavoastră din exterior, din exteriorul acestor chestiuni, cum vi se par toate aceste declarații, declarațiile pe care le-ați auzit ceva mai devreme? Eu n-am decât să-l creditez cu toată încrederea pe colegul meu de emisiune și într-un fel să-i dau dreptate. Dânsii fiind tineri fără experiență la început de drum, poate că au apelat la sfaturile unui profesionist al politicii Igor Jene. Dar la început de drum să iei totuși un procent așa mare? Este, păi, tocmai de-aia eu nu știu de ce se ferește domnul Manțoc, ar fi o chestie de fală treaba asta, că a luat un procent atât de mare, dânsul fiind în spatele, eminența cenușie din spatele... Aș vrea să vă contrazic aici și să vă dau un exemplu. La Dolj, care au stat mult mai bine decât noi, Partidul Poporului, structură și organizare mult mai bună, au luat un rezultat scăzut. Și aici aș vrea să-i aduc la cunoștință domnului Păsărin că voturile de la Târgu Jiu
Eu am primit voturi chiar de la Tinerii Liberali. Și un lucru public, se știe. Eu am primit voturi de la Tinerii Pedeliști. Asta pentru că de la Liberali deci nu are legătură. Asta afirmație este... Unii tineri. Rămâne doar exact. O afirmație. Și iar atunci. În ceea ce vrește strategiile, să știți că nu au fost unele complexe pentru Târgu Jiu. Încă o dată, cine are puțină minte știe că Târgu Jiu poate să fie câștigat numai cu media. Cu ajutorul, nu numai cu media, dar mare preponderență are media. Da? Și atunci... De altfel, campania mea a fost foarte simplă. N-am făcut door-to-door, pentru că la un moment dat chiar mi se reproșea că trebuia să fac door-to-door și am considerat eu că e timpul prea scurt și echipa pe care o aveam nu-mi permitea să fac door-to-door, dar în toate cartierele. Am ales câteva cartiere unde am considerat că este electoratul Partidului Poporului și acolo m-am adresat cu acest stil de campanie door-to-door. În rest, am fost prezent la toate emisiunile și, dacă îmi permiteți o glumă, de la Arici Pogonici până la emisiunile pentru pensionari, unde am fost invitat, am fost prezent și mai mult decât atât am încercat să mă introduc în toată emisiunea, de la radio, de televiziune și de peste tot. E adevărat, este un lucru esențial. Asta a fost un atuaj dumneavoastră. Faptul că ați muncit și ați fost prezent pe media și probabil numai pe media aici, în această perioadă, cred că v-a adus. Și lumea știe și nu l-a văzut pe Ionel Manțoc cu mine la emisiuni și nu l-a văzut pe Ionel Manțoc cu Mihai Prunariu la emisiuni. Nu l-a văzut pe Ionel Manțoc în campanie cu Mihai Prunariu, nu a coordonat cei din teritoriu, știu cine a coordonat această campanie electorală, așa că lucrurile astea sunt de prisos. Acum, sigur, rezultatul bun, știți cum e, dacă era un rezultat prost, să vedeți cum fugea lumea și nu se mai spunea nimeni, că era pe 5 și cu Prunariu au scos rezultatele astea dezastruoase. Tocmai de aceea nu e explicabilă această poziție a domnului Manțoc, dacă cumva a fost sau nu a fost în spate, dacă ar fi fost... De ce să-i fie rușine de lucrul acesta? Mă gândesc, poate dat prin faptul că ar putea suferi ceva pe linie de partid de la PDL acolo, sancționator din acest punct de vedere. Dânsul e autosuspendat. Dânsul e autosuspendat, dar asta nu înseamnă să colaborezi cu alte partide. Știți că e o prevedere că dacă te înscrii în alt partid, automat ești demisionat de drept. Emisiunea noastră a afirmat dânsul că dacă vroia... putea să obțină funcția de președinte al PPDD-ului la Gorj. Dânsul a spus. S-ar putea să fie așa. I s-a făcut propunerea cu puțin timp înainte de campania electorală, dar a refuzat. A lămurit-o și dumneavoastră. Nu a vrut să se bage în față. Nu știu dacă ar fi fost o mutare bună aceea de a prelua un partid politic dumnealui autosuspendându-se din PDL tocmai din cauza problemelor pe care le are cu justiția. Abia mâine se așteaptă un verdict și în cazul domnului Ionel Manțoc. Cineva este foarte insistent, vă rugăm să nu mai încercați să sunați, este un număr acela afișat pe care îl vedeți doar pentru mesaje. Cineva care a trimis de mai multe ori aceeași întrebare, vă este adresată domnule Pecincină, este curios telespectatorul nostru dacă aveți și dumneavoastră ceva probleme de natură penală. Dacă sunteți urmărit penal, vă rog să-i răspundeți. În primul rând, n-am cum să am probleme de această natură, pentru că sunt avocat. Și automat, dacă s-ar începe urmărirea, în ceea ce mă privește, n-aș mai avea voie să profesez. Deci nu am nicio problemă de natură penală. Da. Repet, vă rog să nu mai încercați să sunați, nu putem răspunde pe numărul afișat, el este doar pentru mesaje, doar pentru SMS-uri. Tot astăzi, de fapt, a început de ieri acel război între premierul Victor Ponta și fostul ministru al economiei Videanu pentru niște contracte pentru care domnul Videanu, în perioada în care era ministru al economiei, și-ar fi dat acceptul ca energia din țară să fie vândută unor firme, a ajuns în Cipru, s-a învârtit puțin prin exterior și a ajuns din nou în România. Prețul, bineînțeles, unul mult mai mare decât cel cu care pornise de aici, de la noi. Și complexul energetic Rovinar și complexul energetic Turceni ar fi participat la aceste contracte. Cum vi se pare tot acest tărăboi, domnule Păsărin? Păi, din ce am înțeles de la emisiunile pe care le-am urmărit în ultima perioadă, domnul Videanu se bazează pe conjunctura nefavorabilă a sistemului energetic la vremea respectivă, în speță faptul că cererea era foarte mică, supraproducția era mare, în special la cărbune. Cărbunele... Lucru care se întâmplă în fiecare vară. Se întâmplă în fiecare vară, este adevărat. Cărbunele era într-un stoc mai mult decât suficient, astfel încât se risca degradarea
calității acestei cărbune aflate în stoc. Acesta a fost motivul, din câte am înțeles eu, pentru care s-a recurs la încredințarea directă a unor contracte de vânzare energiei. Bun, asta poate fi de înțeles, numai că pe o perioadă scurtă. Ce n-am înțeles eu este faptul de ce aceste contracte au fost încredințate directe unei firme care pare a fi de casă, firma copiilor domnului Pinalti, Rusnap, până la urmă, și de ce s-a făcut această încredințare directă pe o perioadă lungă de timp, de un an de zile. N-avea nicio legătură cu situația excepțională a acelei perioade. Domnule Pecincină, dumneavoastră cunoașteți mai bine acest sistem minier energetic, dar ați apărat mai mult partea muncitorească, acei muncitori care rămâneau fără locuri de muncă. Puteți să trageți o concluzie, pentru că sunt sigur și dumneavoastră ați urmărit subiectul. Am să trag una și una pertinentă, pentru că astăzi, înainte să intrăm în emisiune, am văzut o decizie în alte curs de casație și justiție. Dacă sunt probleme și am văzut că aici deja au început organele legale să ancheteze și această chiar problemă. Chiar fi bine să facă lumină. Deci, încă o dată, da. Soluția pe care a dat-o astăzi în Alta Curte de Casație și Justiție mi-a redat încrederea în justiția din România. Și sunt convins că se va face lumină. Și e de, pentru toată lumea, un semnal că cei care vor greși vor plăti. Mai devreme sau mai târziu, de la primul ministru până la ultimul. Contracte vor ajunge pe masa anchetatorilor, vor ajunge dacă, în instanță dacă, și se va da dacă o ridică suspiciuni, dacă ridică suspiciuni și sunt făcute ilegalități, cu siguranță acele contracte vor ajunge acolo unde ați spus dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Mâine seară ne revedem la aceeași oră. Numai bine!